În urma tascului cătușelor, exista și un premiu mai consistent, o plecare la mare, un mic dejun, un răsărit acolo. Iar doamna Simona zicea că după emisiune vor fi anunțați care sunt câștigătorii. Și eu cred că v-ați fi așteptat mulți dintre dumneavoastră să fie Mihai și Izabel. Ei au câștigat și vorbeau fetele pe terasă despre motivul pentru care le-a fost cerut categoria de permis de conducere, erau întrebați eu cu toții aseară dacă dețin permis de conducere și ce categorii. Spuneau fetele Izabelei că sigur o să se dea cu schijetul și de aceea au fost întrebați. Te să spunea că o să se bage în portbagaj și o să meargă cu Izabel la mare și cu Mihai. Nu am prins informația aceasta când vor pleca, cel mai probabil în weekend, poate chiar duminică. Și vedem cum se vor întoarce de acolo, dacă mai apropiați, dacă la fel, și se pare că vor merge doar ei doi.